Dragilor, astăzi revin cu primul tutorial dintr-o serie de mai multe tutoriale în care vă explic exact cum să folosiți anumite produse Skin 79. Acum ceva timp, în jur de 2-3 săptămâni, am primit produse de la Skin 79 ca să le încerc și să mă convin de calitatea lor. Știți foarte bine că nu aș face un tutorial despre anumite produse dacă nu sunt sigură că îmi plac și dacă nu le-am încercat și dacă nu am o părere bună despre ele. În ultimele 2 săptămâni am încercat produsele lor în toate combinațiile posibile ca să văd cum funcționează și ce efect au asupra tenului meu. Nu știu dacă ați observat și voi în ultimele clipuri, dar tenul meu arată chiar mult mai bine. În următoarele tutoriale vă voi arăta cum să folosiți anumite produse și cum să le combinați pentru a trata anumite probleme ale tenului și ce efect au avut asupra tenului meu. Și acum să începem cu demachierea și cum se demachează corect și se tonifică un ten. Încep demachierea cu BB Cleanser, un demachiant cu oxigen. Se aplică pe pielea uscată, apoi se lasă să acționeze timp de un minut. În acest timp, oxigenul acționează în profunzimea porilor și curăță tenul. Apoi, cu mâinile umede, se masează fața și se clătește. Nu uitați să tapotați fața ușor cu un prosop, în niciun caz să nu o frecați. Pentru demachierea ochilor folosesc aceste șervețele demachiante speciale pentru ochi. Ce îmi place la ele este că sunt rotunde exact ca niște dischete demachiante. Le-am testat și demachiază orice tip de machiaj, chiar și waterproof, și nu irită ochii deloc. Întotdeauna după demachiere este important să ne tonifiem fața cu o loțiune tonică pentru a restabili pH-ul pielii și nivelul de hidratare. Eu folosesc emulsia Snail Nutrition cu 30% extract de secreție de melc, un ingredient recunoscut pentru proprietățile de vindecare, iar pe mine mă ajută cu problemele de pigmentare și urmele lăsate de acne. Și știți că am o mare problemă cu chestia asta. Gata, acum avem fața curată și împrospătată. În bara de descriere aveți codul de reducere LAURA5, care vă oferă o reducere de 5% pe site-ul Skin79. Și tot în bara de descriere aveți și link către produsele folosite în tutorial și puteți să vă uitați să vă informați mai mult despre ele. Între timp puteți să mă contactați pe Facebook, Twitter sau Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe AskFM și ne vedem marți cu un nou clip. Pa, pa!